Mulți dintre voi ascultați televiziunea Alfa și Omega, unii dintre voi v-ați uitat la programele de la Ponoară de anul acesta, supranumite Rugul Aprins. Mulți dintre voi cunoașteți acești așa ziși slujitori care merg acolo și ei spun că fac vindecări, exorcizări, învieri din morți. Și o asemenea promisiune a fost făcută anul acesta la Ponoară, că vor fi învieri din morți. Nimeni, din câte știu eu, n-a spus și n-a atras atenția și n-a semnalat faptul că a fost acolo o farsă profeție. Nimeni. Nu e niciun fel de problemă, domnule. Și de obicei acesta este răspunsul tipic la asemenea false vindecări, false profeții. Lumea tace chitic. Ori se reinterpretează ceea ce a fost spus, cum este în cazul acesta. Am încercat să dau de programul pe care l-am înregistrat foarte scurt și nu l-am găsit. Dacă vreunul dintre voi reușiți să-l găsiți, puteți să ascultați scena mai pe larg și să vedeți că este vorba despre o înviere din morți fizică care a fost profețită și după câte știu eu nu s-a întâmplat nimic de genul acesta. Haideți să ascultăm. Ce vă ce eu să fac? Petiții, scolătiți. Am anticipat și o seară și cred că aici vor fi și învieri din morți. Deci ce se poate mai clar decât atâta? În contextul învierii din morți pe care o face Domnul Iisus, Florin Dan spune cu anticipat, profețește că vor fi și învieri din morți. Un prieten de-al meu le atrage atenția, chiar lui atrage atenția, asupra acestei înștiințări, acestei false profeții, la care el răspunde. Nu a fost nicio înștiințare despre învieri din morți la Rugul Aprins anul acesta. Nu știu. De unde ai această informație? Nu prea are logică. Acolo nu sunt aduși oameni morți. Deci pentru mine este la propriu halucinant. El nici măcar nu și-aduce aminte că a făcut o asemenea profeție, că a avut o asemenea înștiințare. Și eu mi-explic de ce. La manipularea psihologică și la ritualurile pseudo-creștine, la ritualurile carismatice care au loc acolo, la tipul de practici oculte care au acolo loc, mă gândesc și eu că omul nu mai știe ce a spus. Și mă gândesc că nici cei care l-au auzit nu mai știu ce s-a spus acolo, da? Deci el își infirmă la propriu, propria profeție, propria înștiințare. Ce mă oripilează pe mine la propriu este că nimeni nu a spus nimic după aceea. Nici cei de la Alfa și Omega, nici cei care au ascultat, nu, toată lumea, aleluia, amin, mergem înainte, da? Nu e niciun fel de problemă. Bun. Eu pun clipul ăsta pe Facebook, îl arăt și Florin Dan nu spune am mințit prima dată când nu mi-aduc aminte sau chiar nu mi-am adus aminte și nu mai știu ce am spus. Nu. El ca și cum n-ar fi spus nimic înainte, răspunde în felul următor. Amin, cred în continuare. Crezi în continuare ce? Că mai înainte nu ți-ai adus aminte de profeția pe care ai făcut-o. Și au fost învieri din morți. Păi cum că mai înainte ai zis că nu a fost învieri din morți, că nici nu ți-aduce aminte de așa ceva, că nici nu are logică așa ceva. Eu personal când am auzit profeția aia, falsă profeție, m-am gândit, domnule, o să moară oamenii acolo de căldură sau de boli și o să învieze? Sau aduc alți morți acolo? Și el spune, nu, noi nu aducem morți la Ponoară. Dar de ce nu? Că ei zic că fac minuni mai mari că Domnul Iisus. Și au fost învieri din morți spirituale. Hopa! Deci nu ți-ai adus aminte ce profeție ai făcut, dar acum zici, oh, da, dacă mi-ai pus clipul în față, nu mai am ce spune acum, ne referim la morți, învieri din morți spirituale. Nu, contextul a fost a unor învieri din morți fizice, că despre înviere fizică ai dat exemplu acolo când ai vorbit despre Domnul Iisus Hristos. Și auziți, nu au înștiințare, cum spuneți voi. Dom'le, am anticipat că vor fi învieri din morți. Ăsta e citat din ce spui tu. Cum adică nu este o înștiințare? Dar ce este? Ce este? Ce e aia? Da? Deci încearcă să se scuze. Și nici nu s-a făcut referire specific la anul acesta. Dom'le, nu auzim noi bine? Ia auzi, spunem din nou. Am anticipat și aseară și cred că aici vor fi învieri din morți. Am anticipat și aseară și cred că aici vor fi învieri din morți. Când? Peste 10 ani? Adică trebuie să ne crezi pe toți la propriu proști și să ne spui că nu la asta te-ai referit. Că nu te-ai referit la anul acesta, că te-ai referit când. Ok, așteptăm anii următori, nu? Să așteptăm anii următori să faceți învieri. Dar auziți ce zice în continuare. Nu o să-mi pară rău niciodată când rostesc cuvântul pentru că acesta are putere.
Cuvântul are putere, dar farsele tale profeții nu au putere pentru că înviere din morți nu a fost acolo, da? Și auziți cum justifică în continuare. Vă citesc din același mesaj al lui. Îmi pare rău să spun asta, dar dacă doar ai așteptat să se întâmple lucrurile fără să pui umărul credinței, s-ar putea să fii de partea spectatorilor, nu a luptătorilor. A, deci vinovați suntem noi care ne-am uitat la Alfa și Omega și am așteptat învierile și nu s-au întâmplat, deci fiindcă n-am avut noi credință. Bine, tu n-ai făcut o profeție condiționată acolo. Ai spus, ai anticipat că vor fi învieri din morți. Și n-au fost învieri din morți. Ai spus că dacă avem credință, că... Nu! Ai anticipat că vor fi învieri din morți. Întrebarea mea este, pentru voi, cine va semnala aberațiile astea, ereziile astea, minciunile astea, falsele astea profeții, cine va lua atitudine? Niciunul dintre cei care au fost acolo, niciunul n-au semnalat lucrurile astea, n-au avertizat. Nici Alfa și Omega, în continuare, lasă lucrurile astea, difuzează lucrurile astea și promovează ereziile, minciunile, pseudoprofețiile carismatice. Rușine să le fie. Dacă voi vă asociați cu televiziunea asta super mega eretică, atunci nu mai știu ce să cred. Dacă ăsta este evanghelismul românesc, eu mă detașez și mă separ de el cu cea mai mare bucurie. Dar sunt înfiorat de așa ceva și sunt profund, la propriu, profund îndurerat și jignit de asemenea lucruri. Sunt îndurerat de oamenii care ascultă minciunile astea, care au așteptări cu privire la vindecări și nu se întâmplă nimic în realitate. Oameni buni, judecați, folosiți-vă mintea când ascultați asemenea lucruri. Nu mai dați share, nu mai promovați, nu mai dați like, nu mai chemați, nu vă mai duceți acolo, nu mai ascultați pe oamenii ăștia. Că promovează niște minciuni, niște erezii și să fac vinovați de niște practici care n-au niciun fel de legătură cu creștinismul. Poți să le numești practici vrăjitorești, practici oculte, practici manipulatorii, Dumnezeu știe ce este acolo, dar ăla nu-i creștinism.